o tragedie a avut loc în Suceava, unde un bărbat de 50 de ani a murit după ce un copac s-a prăbușit peste el în timpul unor lucrări de toaletare în parcul și pote. Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, în jurul orei ora 10 și 50 de minute, în timp ce bărbatul încerca să ajute la tractarea unui copac tăiat cu un motofierăstrău. Se pare că bărbatul a supraaccelerat utilajul cu șenile pe care îl controla, ceea ce a dus la căderea necontrolată a copacului. Din păcate, lovitura a fost fatală, iar medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Poliția a început o anchetă și a descoperit mai multe nereguli, inclusiv faptul că muncitorii nu aveau contracte de muncă legale la firma pentru care lucrau. Deși bărbatul decedat era angajat ca zilier, nu sunt clare condițiile în care își desfășura activitatea. Acest incident subliniază riscurile la care sunt expuși muncitorii din domeniul forestier și necesitatea unor măsuri mai stricte de siguranță și reglementare în astfel de activități. Comunitatea este în stare de șoc, iar autoritățile vor continua să investigheze circumstanțele care au dus la această tragedie.